Hei, salutare de aici din Paris și da, să nu crezi că spun prostii, chiar acolo mă aflu, în realitatea virtuală, desigur. Dar să discutăm despre un produs care mie mi-a captat atenția și anume Virtual Reality Headset, sau mai bine zis o copie fidelă a ochelarilor Google Cardboard. Putem spune că ochelarii sunt versiunea îmbunătățită a ochelarilor Google Cardboard și asta datorită aspectului mult mai prietenos oferit de cei de la VRView. Vorbim de un carton colorat la care sunt atașați acești arici, astfel încât să poți prinde ochelarii de cap fără să te mai concentrezi, să îi ții cu mâna, așa cum se întâmplă în cazul variantei originale. Deși vorbim practic de un carton, un zgârci, câțiva arici și două lentile, acesta se va dovedi un device destul de interesant atunci când vine vorba de relaxare sau de încercarea unui produs nou. Cum îl folosești? Simplu. Desfacem aricii ăștia. Scoatem zgârciul. Ai nevoie de un telefon cu o diagonală mai mare de 4 inci. Pornește aplicația pentru Google Cardboard. Îi montez aici. Și am pornit Google Earth. Îi închidem. Atașăm zgârciul să nu ne pice ochelarii. După care, prin intermediul celor două lentile, vei putea pătrunde în realitatea virtuală. Aplicația Cardboard App oferă posibilitatea utilizării ochelarilor în mai multe moduri. 1. Modul YouTube, ce transformă ochelarii într-un cinematograf virtual la tine acasă. Practic, în centru vei avea ecranul, iar în partea stângă și partea dreaptă vei avea pictogramele filmulețelor ce te-ar putea interesa. Pictograme pe care le vei putea accesa printr-o rotire a capului și cu ajutorul celor doi magneți din lateral, care funcționează în felul acesta. 2. Vei putea încerca jocuri interesante, jocuri captivante, interactive. 3. Vei putea vizita muzee din toată lumea. Practic, vei putea analiza operele de artă din diferite unghiuri și vei putea testa chiar și Google Earth. Te vei putea plimba cu ajutorul Street View prin locații în care doar cu gândul ai ajuns sau, de ce nu, chiar în locații cunoscute. Ceea ce mi se pare interesant la acești ochelari este faptul că putem spune că aceștia concurează cu ochelari mult mai scumpi, ochelari pentru care vei plăti foarte mult, doar că, având în vedere materialele folosite, pentru aceștia nu vei scoate mai mult de 50 de lei din buzunar. Ceea ce mi se pare destul de rezonabil și destul de accesibil. Practic, îi vei putea face și cadou prietenilor care sunt pasionați de tehnologie, de gadgeturi sau de chestii noi. Ca și minus ai acestor ochelari, pot spune că, din păcate, nu îi vei putea folosi mai mult de 10-15 minute. Și asta deoarece îți solicită foarte mult vederea. Cel puțin mie asta mi se întâmplă și, din câte știu, nu aș avea probleme cu ochii. Ca și comparație, gândește-te că la un film 3D, dacă după o oră și 40 de minute ochii tăi sunt foarte solicitați și foarte obosiți, ei bine, după doar 10 minute de utilizare a acestor ochelari, ochii tăi vor fi foarte, foarte obosiți. Iar acest lucru nu se întâmplă doar cu acest model. Am testat și device-uri mai scumpe și am avut aceeași experiență obositoare. Tind să cred că se întâmplă lucrul acesta și datorită mișcărilor de brațe, rotirilor de cap, astfel că pot spune că este o investiție destul de bună. Practic, face cam același lucru ca și ochelarii ceva mai scumpi. Și până la urmă, tind să cred că ține într-o oarecare măsură și de obișnuință. Cam atât despre ochelarii virtuali oferiți de VRView. Nu uita de butoanele de like, share, subscribe. Eu cred că o să-i mai folosesc în continuare. Poate totuși îmi găsesc și destinația pentru vara aceasta. Până data viitoare, numai bine!